FC Botoșani ia luni startul în partidele oficiale din anul 2022. Primul duel pe care îl vor avea moldovenii de susținut dintre cele rămase din sezonul regulat va fi cel contra celor de la OSK Șep și Sfântul Gheorghe. Noi sosiți pe municipal nu se tem de această întâlnire de foc. Va fi un meci destul de greu, îi cunosc pe marea majoritate a băieților de acolo, o echipă bună. De când a venit domnul Cristiano Bergă de la ei, au început să aibă altă exprimare în joc. Îl cunosc și pe dânsul, mi-a fost antrenor la Craiova, dar eu sper să nu întâmpinăm probleme, de fapt să nu lăsăm surprinși de Sepsi, să facem un meci cât mai bun și la final să luăm cele 3 puncte, pentru că contează foarte mult pentru moralul nostru, pentru meciurile care vor urma. Va fi un meci foarte dificil, dar cu siguranță avem o echipă foarte bună și o să trecem cu bine. Sper să ajut cât mai mult echipa și să ne îndeplinim împreună obiectivele. Mihai Alexandru Roman crede cu tărie că noua sa echipă își va atinge obiectivul și va ajunge pentru al 3-lea an consecutiv în play-off-ul competiției. Cunosc foarte bine grupul de aici, împreună cu băieții care erau dinainte, cei care au venit noi. Formăm un grup bun, avem un antrenor foarte bun și de ce nu? E normal să mă gândesc la play-off, pentru că ocupăm poziția 4 în acest moment și avem șanse foarte mari. Meciul dintre FC Botoșan și OSK Șepși este programat pentru a se disputa luni 24 ianuarie, iar fluierul de start va fi dat la ora 17:30.